Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai nemăsurată milă și neajunsă iubire de oameni, îți aduc ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeul meu, pentru tot ce mi-ai dat în viața asta. În primul rând, îți mulțumesc că sunt sănătoasă, că am ochi să văd minunățile pe care Tu le-ai creat pentru noi, am urechi să pot auzi de Tine și să pot cunoaște mai bine. Îți mulțumesc din suflet că ai fost tot timpul alături de mine și m-ai păzit de toate cele rele, mi-ai ajutat să trec cu bine peste greutățile vieții și ai ascultat tot timpul rugăciunile mele. Te slăvesc, te laud și te cânt ca pe un domn, stăpân și făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog, nemăsuratei Tale milostiviri, ca și de acum înainte, să-mi dăruiești pace de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Te rog, nu te depărta de la mine, Doamne, că fără Tine simt un gol în sufletul meu și simt că nu am niciun rost în viața asta, că toate sunt doar prin Tine, Doamne Dumnezeul meu, toată speranța și toată nădejdea. Izbăvește-mă de tot răul și necazul, dăruiește-mi liniște și umple-mi sufletul de bucurie și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele, totdeauna mulțumire să-ți aduc și să grăiesc cele prea bune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Te mai rog, Doamne, să ai grijă de noi toți, că toți suntem fiii Tăi, așa cum suntem noi, mai buni sau mai răi, și iartă-ne nouă greșalele noastre. Spală-ne, Doamne, sufletele noastre, curățește inimile și gândurile noastre de cele rele și pune în noi un duh nou, curat și statornic, să Te putem primi pe Tine, că fără Tine nu există mântuire. Doamne, Dumnezeul nostru, ai grijă de noi și iartă-ne pe noi toți. Amin, mulțumesc!